Patru persoane au fost rănite astăzi în urma unui grav accident de circulație în Osica de Sus, în județul Olt. Șoferul unei mașini mortoare a intrat într-un autoturism care circula regulamentar. În urma impactului, autoturismul a luat foc, iar cele două persoane care se aflau în mașină au reușit să iasă la timp. Pasagerul din dreapta mașinii mortoare a rămas însă încarcerat, a fost transportat la spital cu elicopterul. Traficul rutier în zonă s-a desfășurat cu dificultate.